Salutare, dragii mei prieteni, bine v-am găsit la primul episod de pe acest canal cu Minecraft Pocket Edition. În episodul acesta vreau să vă prezint puțin noul update pentru cei care nu știu, un lucru chiar șmecher la acest update și vom începe puțin să construim din prima serie pe care vom deschide numită Minecraft Paradis. Bun. Să începem. Primul rând mi-a plăcut și asta lume, în primul rând mai cea minunată și vechiul templu de... Deși am să de apă, era să mă încurc. Și aici, poate pentru cei nu știți, avem, dar nu l-am construit-o, deci vă zic, nu l-am construit-o, Pillager Outpost. După cum știți, în noua versiune de 1.14 beta s-a adăugat foarte multe chestii noi, iar... cum să zic, subiectul principal sunt acești pillager. Acești pillager care, cum ar veni, sunt făcuți doar ca să se bată cu villagerii, să-i omoare, mai degrabă spus. Și pentru că s-au adăugat, s-a făcut și acest turn numit Pillager Outpost, pe care îl puteți găsi, hai să vă arăt. Hai să vă și arăt. Scrie frumos aici, locate, și o să vă apară acolo, uitați, unde s-a, de acolo, uitați, vedeți, pili, uitați să vă arăt, să scriu un pui să vă arăt, vezi, primul pillager outpost, și acesta este, de obicei această chestie se mai spawnează cu un fel de statui, da, un fel de statui cu cap de dovleac făcute de un fân care se antrenează ei, un mini cort în care găsiți un chest și un, cum să spun, o cușcă în care se află un iron golem pe care după acest update îl vei găsi mereu un village iron golemul, iar aceștia l-au capturat. O să eu construiesc eu unele. Nu uitați, uitați cum se ceartă. Și după cum știți, după ce s-a adăugat pe acești pillager, s-a adăugat împreună cu ei și crossbow-ul. Pe care e o șansă destul de mică să vi-l dea în acest chest. Împreună cu ce vedeți aici. Darkwood, morcovi, picioici. Fân. Uite, aveți și o bucată de iron. Și un bottle enchanting care chiar folosește. Și mi se pare e foarte șmecher, mai ales acest banner cu fețele lor. Oh, da, și s-a mai adăugat să vă să-l prezint aici. S-a adăugat un monstru numit Ravager care este monstrul lor, să spunem așa. Monstru acesta aparține, cum ar veni, pillagerul, este ca un cal al unui călăreț. Și o să arate, poate pentru cei care nu știți, arată puțin ciudat, că hai să vi-l pun aici lângă un villager, să vedeți. Priviți, fraților. Deci are față de villager. Ce ciudat arată. Ca să-l murăm, ca să na, nu lăsăm pe aceea să facă prostii. De obicei când omorâți un pillager de ăsta, e o șansă să vă spameze un emerald, dar pentru că sunt pe creativ, probabil că nu îmi va da, pentru că am încercat. Pe lângă acești pillager, s-a adăugat acest wandering trader, care arată cam așa, vedeți, uitați-l, uitați-l, ce interesant arată. Uitați, se bate pillagerul cu lama, lama îl scuipă. Ok.
Uitați, stai să vi-l arăt, dar nu știu unde e. Dispărut. Da, să mă duc altundeva. Să vi-l arăt că se pare că acești piligeri nu mă lasă. Deci, acesta este spawnat. Uitați să vedeți. Așa. Acesta este spawnat împreună cu două lame care el și cu lamele au aceeași costumație. Și uitați așa, trei. Aici vă arată el... Câte emeralde să-i dați pentru anumite chestii. Uitați, pentru un emerald vă dă o floare, pentru un emerald vă dă o bucată de pumpkin, pentru două un stronghold și tot așa. Și faceți trade cu el. Și mi se pare interesant că arată ca un egiptean. Și acum că v-am prezentat puțin, far de faptul că s-a adăugat, poate ce mai mult știți, bambus, avem și pisicile, avem și urși și panda. Vezi, cred că deja pe majoritatea știți despre acest update. Vreau să facem puțin ca să nu stăm degeaba, stați un pic. Bun. Vreau ca templul și pilger au postul să le înconjurez frumos. Ca să, na, să le am acolo. Vreau să nu construiesc nimic pe lângă ele ca să fie acolo făcute de Minecraft. Pentru că am văzut chestia asta, eu vreau să o stickăm. Mai întâi voi săpa puțin pe aici. Să-l aranjez puțin aici. Înainte, ne probabil că deja are piesele necesare. Săpăm mai repede, trebuie să sap încet că să nu stric. Bine, am că stric un... o piesă sau un bloc, nu e cine știe ce, dar nu. Cred că mă voi da pe Peaceful, pentru că nu-mi plac Enderman deloc, pentru că na. Ne vede că mai mi s-a întâmplat atunci când aveam o construcție și mi-a luat o piesă. Dar propria piesă a dispărut și o vedeam în mâna lor. Pentru că probabil nu mă voi ajuta deloc de aceste creaturi animale, dar probabil că vom face pe această serie ferme și multe altele. O da să vă spun, credeți-mă cât m-am chinuit să îmi pun acest Minecraft, pentru că o să nu vă las în descriere deloc, cum să descărcați Minecraft-ul gratis. Și a trebuit să fac o șmechere ca să scap de licență și am reușit. Acest episod poate vi se pare puțin mai scurt, deoarece am făcut doar o introducere, dar în episodul următoare vom începe seria Minecraft Paradisul ca lumea. Sper că v-a plăcut acest episod. Cu voi aici a fost Ninja Gamer. Ne vedem la un alt episod.